Salut, prieteni! Șterul pare a fi un animal drăguț și pufos, nu? De fapt, este un prădător crud, care atacă orice pradă de mărimi adecvate. Haideți să-l vedem în acțiune! Să începem! Acest moment este surprins de camera de supraveghere într-un depozit. Vânează în pereche. Doi jderi știu sigur că undeva prin jur se află o pisică. De la început vedem cum pisica albă a fugit cu succes de jderul mare. În continuare, pe altă cameră vedem o pisică gri, urmată de același jder. Pisica reușește ca prin minune să se ascundă într-o grămadă de gunoi, dar asta nu a ajutat-o. Jderul oricum a prins-o, a sufocat-o și a dus-o cu el. Vedem în continuare un porumbel care a zburat să caute mâncare și a lăsat puiul singur în cuib cu un ou. Jderul a venit și a luat puiul rămas singur fără apărare. Sperăm că măcar oul îl va lăsa în pace. Dar prădătorul are o memorie bună, așa că în curând s-a întors și după ou. Iată un moment asemănător. Pasărea și-a lăsat cuibul probabil pentru a căuta hrană și jderul a venit și a furat ouăle unul după altul. Se pare că ouăle sunt delicatesa preferată a jderului. Dacă din cuiburile găinilor voastre dispar ouăle, veți ști sigur cine poate să le fure. O cameră instalată într-o cutie de lemn a filmat o adevărată tragedie într-o familie de parus. Liniștea lor a fost deranjată de o labă sinistră a unui jder, care începea să scoată puii unul după altul. Doar într-un minut jumătate, hoțul a reușit să scoată în ghearele sale toți puii în afară de unul, care a fost destul de înțelept să se așeze la fundul cuibului în liniște și să nu fie observat. Iar acesta este un video șocant. Un jder a atacat un pui de căprioară într-un canal de beton. Cel mai neplăcut e faptul că mama privește toată scena de sus și nu face nimic. După ce a sufocat prada, jderul începe să iasă din canal cu ea în dinți. După ce acesta a ieșit, căprioara fricoasă a privit în urma ei pentru ultima oară și pur și simplu a fugit. Șobolanul care se furișează în copac, în locul de unde se hrănesc veverițele, devine instantaneu prada unui jder. Stop, haideți să ne uităm la asta în slow motion. Jderul se ocupă de treburile sale, iar din partea cealaltă a copacului, șobolanul încearcă să se urce în sus. Jderul ager se aruncă peste șobolan. În câteva secunde se întoarce în cadru cu prada în dinți. Acest moment scurt de atac al jderului asupra pisicii sălbatice a fost filmat chiar pe drum. Se pare că pisica sigur a pierdut. Asta a fost filmat de niște turiști în parcul Yellowstone. Jderul de copac vânează o veveriță. Această goană este foarte interesantă, mai ales că a durat mai mult de 40 de minute. E foarte mult timp. Oamenii s-au plictisit și nu au filmat toată goana, dar cei care au rămas până la urmă au spus că totuși veverița a reușit să se salveze. Încă o vânătoare a unui jder de copac, care urmărea un pui de veveriță. Prădătorul a văzut unde s-a băgat acesta, dar n-a putut să meargă după el căci gaura era prea îngustă. În curând, i-a reușit să-l scoată și veverița a ajuns în gura lui. Acest jder s-a băgat în cuibul veveriței. Săraca răzătoare pur și simplu a rămas fără nicio șansă. Acest prădător nemilos a fost filmat când a sărit pe spatele unui pui de căprioară și voia deja să-l apuce de gât. Oamenii care stăteau în apropiere l-au speriat și acela a fugit. Însă se întoarce peste ceva timp ca să ajungă căprioara din urmă, dar n-a hotărât să atace. Aici putem vedea un jder care a sărit și s-a atârnat de o bucată de carne, lăsată pentru filmarea prădătorilor. La gustoșenia asta a venit un vultur. Jderul însă n-avea de gând să se împartă și într-o săritură spectaculoasă a alungat pasărea. După asta mâncatul a continuat. În acest video probabil că nu e un jder, ci o nevăstuică, dar momentul este foarte interesant. Prădătorul a prins șobolanul de coadă. Tragerea a durat undeva un minut și la final s-a întâmplat un atac de succes. Omul cu camera sigur nu va ajuta un șobolan.
Acest atac a unui jder chinezesc asupra unei căprioare, probabil că l-ați văzut, dar merită revăzut, pentru că imaginile sunt fantastice. Prădătorul a sărit peste ea și s-a agățat de gât. Oamenii însă au speriat prădătorul, căprioarei i-au dat a doua șansă. Ea fuge, dar jderul a luat-o după căprioară. Cum credeți, va scăpa vie? Iată cum jderul vânează iepurii iarna. Le-a mirosit urmele și va continua să alerge până nu va da de prada cu urechi lungi. Și iată cum arată însă și lupta. Iepurile este o pradă cam deloc ușoară pentru jder. Necătând la mărimile asemănătoare, iepurile a încetat să se mai opună, iar jderul încearcă din toate puterile să-l târască într-un loc mai sigur. În acest cuib de mierle erau 5 pui, dar noaptea când au rămas singuri, în vizită a venit un jder și ca întotdeauna a lăsat cuibul gol. Când mama lor s-a întors dimineața cu mâncarea, nu mai avea pe cine hrăni. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!